Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit la știri, începe jurnalul orei 10, caz pe cât de șocant, pe atât de revoltător. În Vâlcea, un copil aflat în com a fost ținut cu orele în departamentul de urgență al Spitalului Județean pentru că ambulanța a ratat întâlnirea cu elicopterul SMUR trimis să preia copila. Reacția purtătorului de cuvânt al serviciului de ambulanță Vâlcea este la fel de șocantă, durează până pregătești un astfel de caz, spune medicul Adrian Popescu. Copilul, o fetiță de 11 ani, a ajuns la spital în stare gravă în urma unui accident cumplit. Tatăl ei s-a urcat băut la volan și s-a răsturnat cu mașina în localitatea Govora. Medicii SMURT ajunși de urgență la locul accidentului i-au acordat primele îngrijiri. Pentru că fetița intrase în comă și starea ei era critică, a fost trimis elicopterul SMURT de la Craiova. Acesta a ajuns la Vâlcea, însă s-a întors fără pacient. Cristina Giormâneanu, medicul de gardă de la SMURT Craiova, spune că ambulanța nu a ajuns la locul stabilit de întâlnire, iar elicopterul a decolat după 10 minute de așteptare pentru că apunea soarele. N-am înțeles care este motivul pentru care elicopterul nu a fost lăsat să aterizeze la Govora, ci a fost redirecționat către punctul de aterizare de la Râmnicu Vâlcea. După 5 minute de la aterizare, ni s-a solicitat să... Am fost întrebați dacă putem să ne întoarcem la Govora, pentru că ambulanța nu mai vine la Vâlcea, este la Govora. Însă ambulanța Vâlcea nu a transportat-o pe copilă spre locul unde ateriza elicopterul, iar fetița a fost ținută ore în șir în departamentul de urgență. Noi nu putem să vinovățim medicul sau șoferul de pe ambulanță că au ratat întâlnirea. Trebuiau să acorde în primul rând îngrijiri fetiței. Nu pot să grăbesc doctorul care este la caz să nu facă ce trebuie acolo ca să plece mai repede undeva. Motivul principal este faptul că probabil elicopterul are un termen foarte clar că până la ora cutare poate să aștepte un caz. Reprezentanții SAJ Vâlcea spun sec faptul că nu s-a reușit sincronizarea cu elicopterul și constată că drumurile în zonă sunt proaste și aglomerate. În cele din urmă, fetița a ajuns în capitală cu o ambulanță și se află internată la Spitalul Bagdazar Arseni. Și încercăm să aflăm ce s-a întâmplat de la domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în direct prin telefon în acest moment cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Arafat, am stat de vorbă în această dimineață și cu managerul ambulanței Vâlcea, doctorul Constantin Pădureanu. A invocat două motive pentru care această întâlnire dintre ambulanță și elicopter nu s-a produs. Unul, că fetița era în stare gravă și nu se poate reproșa medicului de pe ambulanță că i-a acordat îngrijiri și astfel a ratat întâlnirea. Iar doi, motivul principal, așa cum a menționat domnul Pădureanu, că elicopterul trimis nu putea să întârzie foarte mult pentru că se înopta. Am vorbit și cu doamna Giormâneanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență Craiova, care nu înțelege nici până în acest moment de ce elicopterul nu a fost lăsat să aterizeze de la bun început la Govora, acolo unde a avut loc accidentul și a fost redirecționat către Râmnicu Vâlcea. Ce ne puteți spune dumneavoastră? Deci, toată noaptea asta am discutat cu mai mulți ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat și lucrurile, cel puțin la acest moment, din punctul meu de vedere, sunt clarificate în următorul fel. Dacă mai apar alte informații, o să venim cu ele. Și anume, la ora 15.47 a fost apelul telefonic pentru accidentul rutier. La 15.48, serviciul de ambulanță, unde este dispecerat comun cu pompieri, a trimis echipă de tip C2, echipă medicală de urgență cu medic, cu toate echipamentele necesare și în același timp a fost trimis, la 2-3 minute diferență, echipajul de prim ajutor din zona Govora, care stă la 7 km de Govora și care este un echipaj de prim ajutor tot cu toate echipamentele necesare pentru competența echipajului respectiv. Echipajul de prim ajutor a ajuns la 15.55 la fața locului, a acordat primul ajutor, a imobilizat fetița, a introdus-o în ambulanță. Între timp, la 16.03 a ajuns mașina cu medic de la ambulanță și menționez că la Vâlcea nu există mașina de terapie intensivă SMUR, încă urmează, sper că anul ăsta să o activăm, pentru că e necesar un număr de medici ca să-l ai în UPU, ca să poți să activezi o astfel de mașină. Între timp, la 16.03, elicopterul din Craiova era trimis la un alt accident rutier, în zona Drăgășan, și care a fost anunțat și a plecat elicopterul către accidentul respectiv. La fața locului, la accidentul din Govora, medicul
a continuat să acorde primul ajutor și la 16:20 de minute, conform informațiilor care le avem, a plecat medicul cu mașina smurtului, cu echipajul paramedical, medicul a urcat cu ei ca să nu mai mute fetiță și au lucrat mai departe pe fetiță pe timpul transportului, fiind obligat să se oprească între 2 sau 3 ori s-au oprit, pentru că fetița vărsaș trebuia curățate căile respiratorii, ca să nu se înnece. S-a încercat întubarea ei, nu s-a reușit, lucru care este foarte acceptabil și orice medic poate să pățească, să nu poate întuba în anumită condiție un copil. Și atunci medicul a decis să meargă mai departe. Între timp, la 16:17 minute, s-a văzut că s-a primit la Craiova informația că nu mai este nevoie de elicopterul pentru Drăgășan, iar Craiova, știind de accidentul respectiv, a redirecționat elicopterul către locul de aterizare de la Râmnicu cu Vâlcea. E clar că doamna doctor de pe elicopter nu înțelege, pentru că nu știa toate aceste situații. Deci, ambulanța era plecată de la Govora în final, la momentul respectiv. Deci, între momentul în care Craiova a trimis elicopterul și a anunțat că a trimis elicopterul, era deja ambulanța pe drum către Râmnicu cu Vâlcea. A aterizat elicopterul la locul de aterizare pentru Râmnicu cu Vâlcea, care este la câțiva kilometri de Râmnicu cu Vâlcea, pentru că nu există locuri de aterizare, am înțeles, în localitate. Mașina s-a oprit de mai multe ori pe drum. La ce oră, mă scuzați că vă întrerup, domnul Arafat, la ce oră a aterizat elicopterul? La 16:38. Am înțeles. Vă rog. Iar, într-adevăr, procedură pentru elicopter, pentru mai ales decolare din zone neautorizate, pentru că una este zona autorizată, alta e zona neautorizată. Decolare pe noapte din zone neautorizate nu este permisă, mai ales în zonele montane. Deci elicopterul trebuia să plece înainte să devină noapte. Și acest lucru este pentru siguranța întregului echipaj. Că nu avem nevoie de eroi morți în elicopter și cu pacientă cu ei. Bun, domnul Arafat, elicopterul a aterizat la 16:38. Până la ce oră ar fi trebuit să decoleze ca să evite orice pericol? Apusul soarelui era la 16:48, conform informațiilor care le am, iar dacă mai stăteau un pic, că după apus mai este lumina cât de cât încă 10 minute, tot nu făceau fața. Și am să vă explic de ce. Pentru că dacă vedem la ce oră a ajuns fetița cu ambulanță la UPU, a ajuns la 16:56. Dacă era să meargă cu ea mai departe la elicopter, ajungeau cu câteva minute încă mai mult. La fața locului la elicopter, medicul nu putea să introducă fetița în elicopter și să decoleze cu ea până nu este întubată. Este foarte riscant. Ce înseamnă că medicul mai avea de lucrat la fetiță încă cel puțin 20 de minute la fața locului. Ce înseamnă că decolarea se făcea clar pe întuneric, lucru care pilotul nu îl făcea. Așa că pilotul a decis decolarea împreună cu medicul. Pentru că ambulanța nu avea cum să ajungă la ei, a fost o încercare care, din păcate, nu a reușit să preia acest caz cu elicopterul, să-l ducă la un spital, să zicem, universitar regional. Și atunci fetița a fost oprită la UPU de la Vâlcea, unde a fost întubată, a fost stabilizată. I s-a făcut computer tomografie, i s-au făcut investigațiile să nu aibă alte probleme, sângerare intraabdominală sau altceva, pentru că dacă avea sângerare intraabdominală, oricum se intra cu ea în sală în Vâlcea. Și după asta s-a luat legătura cu Spitalul Bacdazar pentru primirea ei. La momentul în care a venit acceptul primirii, fetița a fost pusă în ambulanță și trimisă la Spitalul Bacdazar, care este spitalul cel mai competent pentru astfel de caz din întreaga România. De ce nu s-a reușit folosirea elicopterului? Pentru că asta este, din păcate, în iarnă, zilele sunt foarte scurte, sunt situații care nu putem să le îndeplinim din cauza că lucrăm contra timpului. Nu putem să schimbăm timpul. Noi nu avem cum să schimbăm momentul în care se lasă noaptea. Deci dacă elicopterul, asta este regulă lui, și dacă noi vrem să respectăm toate regulile de siguranță ca să nu se pățească ceva, atunci elicopterul, pilotul elicopterului a acționat corect, medicul care a însoțit fetița a acționat corect, a dus fetița la UPU și s-a mers exact pe procedură care se întâmplă când nu avem cum să trimitem elicopter în zonă din cauza unei condiții meteo nepermisibile sau din cauza că e noaptea și în zonele respective,
platformele de aterizare pentru noapte. Sunt orașe care s-au făcut platforme de aterizare pentru noapte. Și elicopterele pot să ajungă acolo, precum Oradea, de exemplu, dar sunt orașe care noi de mult spunem că trebuie o platformă pe municipiu, ca să putem să aterizăm, să decolăm noapte și să știm zonă bine. Pentru că dacă ai platforma autorizată, înseamnă că pilotul este sigur că în jur nu are obstacole, știe pe ce cale decolează, știe cum face, ca să nu lovească cu un obstacol în tipul nostru. Dar din momentul în care nu sunt platforme autorizate, asta este procedura în orașele care n-au aeroport și care nu au platforme autorizate de aterizare la acest moment. Sunt metode alternative care încet se vor implementa, poate. Dar și asta au limitele lor, precum ochelarii de vedere în timpul nopții, care intensifică lumina de noapte. Dar și atunci există limite la decolare, la aterizare și la toate aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Am stat de vorbă cu domnul Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. Mergem mai departe cu știrile. Alertă în Târgu Mureș, 36 de oameni au fost evacuați după ce un incendiu a izbucnit într-unul dintre blocurile din oraș. Doi dintre locatari au ajuns la spital, unul cu arsuri grave, celălalt intoxicat cu fum. Pompierii au fost alertați inițial că în bloc a avut loc o explozie în urma unei acumulări de gaze de la o butelie. Ajunși la fața locului, militarii au văzut blocul în flăcări. Pompierii au găsit un bărbat cu arsuri grave la nivelul feței. Noi am intervenit cu două autosticale de stingere apă și spume, cu autoscară mecanică, un echipaj de descarterare și 6 echipaje smult. În momentul de față nu sunt problemă. Persoanele cu arsuri s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost preluată și transportată la unitatea de primire urgențe Târgu Mureș. Incendiul a fost lichidat, din fericire colegii mei de la pompieri au ajuns în cel mai scurt timp, nu a apucat să se propage și la alte apartamente. 36 de oameni au fost evacuați de urgență, iar bărbatul rănit și un alt locatar care s-a intoxicat cu fumul puternic au fost transportați la spital. Bărbatul cu arsuri a fost transferat la un centru de arși. Medicul Mircea Beuran a dat primele explicații în scandalul pacientei arse de la Spitalul Floreasca din Capitală. O reacție a venit în cele din urmă și de la conducerea Spitalului Floreasca. Șefii de aici spun că au aflat acest caz la câteva ore după tot ceea ce s-a întâmplat, însă nu și Ministerul Sănătății. Ministrul Victor Costache a declarat că a aflat de cazul șocant abia după 5 zile. Colega mea, Alina Sorocean, se află la Spitalul Floreasca și ni se alătură cu toate detaliile. Bun găsit, Alina! Spune-ne ce a declarat medicul Mircea Beuran. Bun găsit, chirurgul Mircea Beuran susține că nu se afla în sala de operație în momentul în care femeia a luat foc. Menționează că se afla acasă. A fost sunat de un medic primar și informat despre faptul că starea de sănătate a femeii în vârstă de 66 de ani s-a înrăutățit și au decis împreună să o bage de urgență în sala de operație. Menționează medicul în același timp că se afla la vreo 5-6 minute de spital când a fost sunat și a fost informat că au luat foc câmpurile operatorice acopereau această pacientă. În același timp, Mircea Beuran spune că poate proba aceste afirmații cu imaginile de pe camerele de supraveghere din spital, dar ministrul Sănătății Victor Costache este profund nemulțumit de tot ce s-a întâmplat la minister și chiar a trimis un corpul de control pentru a face verificări, susținând că este un mare pericol de mușamalizare a acestui caz. În același timp, spune Ministrul Sănătății faptul că este surprinzătoare atitudinea chirurgilor care refuză să coopereze cu echipa de control. Vă amintesc faptul că pe 22 decembrie o pacientă a fost arsă pe masa de operații la Spitalul Floreasca din Capitală. Un chirurg a greșit substanțele de dezinfecție, iar astfel pielea femeii a luat foc. Anunțul a fost făcut însă de deputatul Emanuel Ungureanu, iar informațiile acestea au ajuns la Ministerul Sănătății abia după aproape o săptămână. În tot acest timp și Colegiul Medicilor s-a autosesizat și a demarat o anchetă.
Mircea Beuran neagă acuzațiile și susține că nici măcar nu era în spital atunci când femeia a fost incendiată în timpul procedurii. Medicul spune că era în drum spre spital nici de cum în sala de operație. M-a sunat duminică dimineață unul dintre colaboratorii mei că situația cu această bolnavă este așa cum v-am prezentat-o, iar eu i-am spus să intre urgent în sală, că vin și eu. Eu locuind în afara Bucureștiului. El fiind medic primar și-a făcut o echipă. A intrat. Eu am plecat către spital. Eram în mașină la vreo 5-6 minute de spital, când m-a sunat că au luat foc câmpurile operatorii ce acopereau această pacientă. Nu am fost în echipa operatorie de la bun început. Acest lucru se poate dovedi cu ajutorul camerelor video de la intrarea în spital, din blocul operator, coroborate cu protocoalele de terapie intensivă, pentru că se notează toți timpii de la anestezie, a declarat medicul Beuran. Asistentele susțin că Beuran, care opera o bolnavă de cancer, ar fi folosit greșit substanțele de dezinfecție. A imbibat cu aceste soluții câmpul operator de sub pacientă și la contactul cu electrocauterul, pielea pacientei și câmpurile sterile au luat foc. Pacienta a ars ca o torță câteva secunde până ce o asistentă a aruncat un lighean cu apă peste masa de operație. Pe lângă gravitatea incidentului, ministrul sănătății califică drept inadmisibil faptul că nu s-a raportat la minister nimic. S-a aflat totul abia după 5 zile. Din păcate, am aflat de acest incident de abia vineri. Este inadmisibil deoarece acest spital este în subordinea directă a Ministerului Sănătății. Ce este important ca echipele medicale de la Spitalul Floreasca să se poată concentra asupra stării de sănătate a pacientei, care am înțeles că este în stare critică. Pacienta a fost transferată pe secția de arș, iar personalul de acolo, care este extrem de bine pregătit și calificat, se ocupă de pacient. Cei din conducerea Spitalului Floreasca spun că au aflat despre incident. De cealaltă parte, ministrul sănătății spune că unii chirurgi implicați refuză să coopereze cu echipele de control. În paralel, Serviciul Investigații Criminale din Poliția Capitalei a declanșat verificări. De asemenea, biroul executiv al Colegiului Medicilor din municipiul București a decis să se autosesizeze și a demarat o investigație. Atenție, șoferi ninja de ore bune pe Autostrada Soarelui, dar și în județele Suceava, Iași, Bacău, Neamț și Vaslui. În Vaslui, o mașină a rămas blocată din cauza viscolului. Dar cu mai multe informații despre cum se circule la această oră pe șoselele din țară, ni se alătură chiar acum subinspector Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Bună dimineața! Bună dimineața, vă spun și eu. Vă informez că la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația întreruptă ca efect al manifestărilor meteo nefavorabile. Totuși, în județul Prahova, Ninge, pe drumul național 1, între stațiunea Sinaia și limita cu județul Brașov, pe alocuri este zăpadă depusă pe carosabil. În aceleași condiții de trafic se circulă și pe drumul național 1A, între localitatea Cheia și județul Brașov s-a depus pe alocuri un strat de zăpadă de 1 cm, se acționează cu material antiderapant. De asemenea, în județul Brașov s-a depus un strat subțire de zăpadă, ninge ușor, pe drumul național 1 și drumul național 1A. Pe drumul național 7, pe raza județelor Argeș, Vâlcea și Sibiu, se circulă în condiții de iarnă, ninge continuu, însă traficul este redus la această oră, de asemenea se acționează cu material antiderapant. Și pe drumul național 2, pe raza județelor Bacău, Neamț și Suceava, circulația se desfășoară în condiții de iarnă. Valorile de trafic sunt reduse totuși în acele județe. Și pe autostrada A2, București-Constanța, pe tronsonul kilometric 12-35, între București și Fundulea, carosabilul este parțial umed. Între kilometrii 35 și 64 Fundulea, Lehliu, Gară, ninge ușor, carosabilul fiind umed, iar pe tronsonul kilometric 64 până în Constanța, ninge abundent, strat subțire de zăpadă, depus pe carosabil, se circulă în condiții de iarnă, traficul rutier fiind însă redus. Astfel recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudența la volan, să se asigure și să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare și să crească distanța de siguranță între vehicule. Subinspector Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost, mulțumim tare mult pentru informații. Este alertă în tot județul Sibiu după ce o fată de 13 ani a dispărut. Disperată, mama copilei face apel și pe o rețea de socializare pentru a-și găsi fiica. Oricine are informații despre adolescentă este rugat să sună la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție. La Craiova, o femeie și-a dat soțul dispărut după ce bărbatul a plecat la cumpărături și nu s-a mai întors acasă.
Mama fetei de 13 ani spune că s-a certat cu adolescenta, iar fata a fugit de acasă în aceeași noapte. Femeia susține că fiica ei ar fi fugit cu iubitul acesteia acasă la băiat la Cisnădie, iar de acolo fata ar fi plecat în altă parte. Mama adolescentei susține că tânăra ar fi fugit de acasă, fiindcă i-a interzis să se vadă cu băiatul respectiv. Femeia a sunat la 112 și a făcut nenumărate apeluri și pe pagina ei de socializare, în speranța că cineva îi va spune unde este copila. Polițiștii o caută pe fată. Ea are părul blond, ochii albaștri, 1,50 m înălțime și nu are semne particulare pe față. Este alertă și în Craiova, după ce o femeie a mers la poliție și l-a dat dispărut chiar pe soțul său. Bărbatul a plecat la cumpărături, însă nu s-a mai întors acasă. Are 75 de ani și se numește Ionel Purcărescu. Oricine deține informații despre cei doi este rugat să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție. Încă un val de accidente în ultimele ore pe șoselele din țară. La sfârșit de an, o familie din Bacău a fost lovită de tragedie. O femeie de doar 27 de ani și copilul ei de numai 5 ani au murit după ce mașina în care se aflau a fost spulberată de un autoturism condus cu viteză de un bărbat de 42 de ani. Iar în Buzău, un tânăr a ajuns în stare gravă la spital după ce un șofer teribilist s-a urcat cu bolidul pe trotuar și l-a lovit în plin. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pe drumul național 12A, în dreptul localității Ciobănuș, bărbatul de 42 de ani aflat la volan a vrut să facă o depășire extrem de periculoasă și din cauza vitezei foarte mari, a lovit în plin mașina în care se afla tânăra de 27 de ani și copilul ei. Din cauza impactului puternic, autoturismul a fost spulberat de pe șosea, târât mai bine de 4 metri, iar o a treia mașină a fost de asemenea lovită. Îngroziți, oamenii care au văzut accidentul au sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri cu 3 autospeciale, dintre care una de descarcerare și 2 ambulanțe smurd. Din păcate, mama și copilul au murit pe loc. Șoferul care a provocat tragedia a ajuns la spital în stare gravă. Bărbatului i-au fost recoltate probe biologice, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare din culpă. Prin momente de groază a trecut și un tânăr din Buzău. Bărbatul a fost lovit în plin de mașina unui șofer teribilist, chiar în timp ce mergea pe trotuar. Oamenii din zonă spun că individul de la volan a venit cu viteză foarte mare, a pierdut controlul autoturismului, apoi a intrat cu bolidul pe trotuar. Șoferul, numit de martori kamikaze, are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și distrugere. Statistici îngrijorătoare, România are printre cele mai ridicate rate ale deceselor provocate de poluare din Uniunea Europeană. În fiecare an, peste 20.000 de români mor din cauza poluării, arată datele unui raport al organizației Global Alliance on Health and Pollution. În orașele mari, cei mai mari factori de poluare sunt mașinile și construcțiile. Țara noastră ocupă locul 8 în Europa la numărul morților din cauza poluării la 100.000 de locuitori. Anul trecut în România au murit peste 15.000 de oameni din cauza poluării aerului, peste 3.000 din cauza plumbului, peste 2.000 de oameni din cauza poluării locului de muncă și 150 pentru că apa a fost poluată, arată sursa citată. Cel mai mare număr de decese din cauza poluării la nivel european este înregistrat la nivelul anului 2017 în Rusia cu peste 100.000, Germania aproape 70.000 și Turcia peste 50.000. În București, măsurătorile au arătat de nenumărate ori depășirea ale limitelor poluării aerului admise prin normele europene. Din 2016, în țara noastră s-a observat o înrăutățire a situației de când a fost eliminată taxa de poluare și au intrat foarte multe mașini foarte poluante. Bebeluș gigant la Botoșani, o tânără de 26 de ani a născut la maternitatea Spitalului Județean un băiețel de peste 5 kg. Până și medicii de acolo au rămas surprinși de greutatea bebelușului și spun că este cel mai mare copil născut în 2019 în Botoșani. Băiețelul a fost născut natural, este sănătos, tun, la fel și mămica lui, iar ambii au fost deja externați și vor întâmpina noul an acasă. Familia copilului trebuie acum să schimbe multe dintre hăinuțele pe care deja le cumpărase înainte de a se naște micuțul. După mesele copioase de Crăciun a venit timpul și pentru mișcare. Zeci de bucureșteni și oameni veniți în vizită de sărbători au luat cu asalt patinoarul în aer liber din Parcul Cismigiu. Distracția pe gheață a fost un adevărat răsfăț. O
Odată ajunși la patinoar, mulți nu au rezistat tentației și au rămas ore bune. Cei mici s-au străduit să reziste cât mai mult pe patine, iar de fric nici nu a putut fi vorba. Fie de pe margine, fie de pe gheață, părinții au privit cu atenție cum se descurcă copiii lor. Chiar dacă pentru unii dintre copii a fost prima zi când au încălțat patinele, au prins repede. Ba chiar au dat lecții și celorlalți. Taxa de intrare este de 10 lei în cursul săptămânii, iar cei care vor să patineze în weekend plătesc câte 15 lei. Închiriatul patinelor este tot 15 lei. Participare record la cel mai mare festival al obiceiurilor de iarnă desfășurat în centrul orașului Suceava. 10.000 de spectatori au putut admira parada, peste 1.500 de urători din țară și străinătate, dar și un spectacol maraton al tradițiilor. În premieră la festival a participat prim-ministrul României. Cei 1.500 de urători din întreg județul, dar și de peste hotare, la care s-a adăugat un spectacol al tradițiilor ce a durat aproape 10 ore, au făcut din municipiul Suceava capitala obiceiurilor de iarnă din România. În premieră la acest festival a participat și premierul Ludovic Orban, care a fost însoțit de ministrul culturii suceveanul Bogdan Gheorghiu. Gazde au fost primarul Sucevei Ion Lungu, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, dar și parlamentari PNL de Suceava. Startul Festivalului Internațional Obiceiuri de Iarnă Suceava 2019 a fost dat de Parada Măștilor. Frumusețea costumelor și spectacolul oferit de colindători care îmbinau dansul și muzica, jocul călușarilor, însoțite de pocnituri din bici și vuietul de corn și trâmbițe, au fermecat pe loc miile de oameni din public. Priveau încântați de pe trotuare, de la geamuri sau din mașinile aflate în trafic, care aproape neobișnuit nu au mai clanxonat deloc, ci au făcut fotografii și au filmat alaiul. Festivalul Internațional Obiceiuri de Iarnă Suceava face parte din proiectul Crăciun în Bucovina, care se va încheia pe 13 ianuarie 2020, cu spectacolul sărbătorilor de iarnă pe stil vechi, la Drăgușeni. Fiul lui Sile Cămătaru demonstrează din nou că nu dă doi bani pe lege. La nici două săptămâni de la ultima vizită în arest, Balint a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști pentru că a fost prins la volan, drogat și fără permis. Ulterior a primit mandat de arestare pentru 20 de zile, nu 30, cât se dă în mod normal, pentru că judecătorul a admis doar în parte cererea de arest preventiv, pe motiv că dosarul nu era complet. De ce ai condus drogat și fără permis? Albert Florian Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a fost prins conducând un autoturism de teren, deși avea permisul de conducere suspendat. Ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, în urma testului cu aparatul drug test, a reieșit că fiul lui Sile Cămătaru consumase și substanțe halucinogene. La adăpostul numelui, fiul celebrului interlop a început un joc de șoarecele și pisica cu polițiștii. Ba a refuzat să se legitimeze, ba a refuzat testarea cu etilotestul, pentru ca, în cele din urmă, să refuze și să-i fie prelevate probe de sânge. Un bărbat de 32 de ani din municipiul București a fost depistat de polițiști pe raza comunei Găneasa, în timp ce conducea un autoturism, având dreptul de a conduce autoturisme suspendat. De asemenea, în urma testării cu aparatul drug test, rezultatul a ieșit pozitiv. Polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi propuse măsuri legale împotriva acestuia. Abia acum vine lovitura de grație. Adus în fața unei instanțe cu propunere de arestare pentru 30 de zile, fiul lui Sile Cămătaru a scăpat cu doar 20 de zile de arest. Și asta pentru că judecătorul a decis că dosarul e incomplet. Nu știm la această oră cine nu merită pensie specială. Procurorul care ar fi făcut dosarul prost sau judecătorul? Cert e că isprava vine la doar două săptămâni după ce Albert Balint a fost reținut în București de polițiști cu focuri de armă. El era căutat de două luni fiindcă înjunghiase un tânăr în fața unei discoteci de la Timișoara, dar a fost eliberat câteva ore mai târziu, deoarece victima sa și-a retras plângerea. Unii șoferi par să uite unde se află atunci când se joacă la volan, astfel că jonglează pe ambele benzi ale autostrăzii Iara-Timișoara, de exemplu, nesocotind pericolul unui accident grav. Chiar dacă cei doi inconștienți din imaginile următoare aveau clar ceva de împărțit, ambii puteau sfârși tragic.
Autostrada Arad-Timișoara pare să fie teren de joacă sau de luptă pentru șoferi. În imagini se observă cum doi șoferi parcă se șicanează, dar poate fi și un fel de joacă extrem de periculoasă pe care cei doi o fac, fără a se gândi că se expun la accidente grave. Totul se petrece pe o autostradă, unde viteza de deplasare este de peste 100 de km pe oră, iar accidentele pot fi greu evitate. Este clar că cele două mașini nu au probleme tehnice, deși ambele au avariile pornite. Mai curând, ei au vrut să atragă atenția că nu sunt participanți la trafic obișnuiți. Practic, aceștia au blocat ambele benzi de circulație ale autostrăzii. Șansa lor a fost că traficul pe acea zonă era redus la acea oră, astfel că nu a avut loc o tragedie. Continuă controversele în cazul accidentului soldat cu doi morți în care a fost implicat fostul ministru al economiei Daniel Chițoiu. Deși au apărut informații că acesta ar avea două coaste rupte, sternul strivit sau fisurat, apar filmări și poze cu el mergând imediat după accident pe lângă mașinile implicate, fără a avea aparent vreo problemă. Anchetatorii nu au specificat nici până acum în ce circunstanțe a avut loc accidentul, deși au apărut discuții despre faptul că politicianul ar fi folosit telefonul mobil la volan. În ciuda tuturor informațiilor, se poate observa însă că Daniel Chițoiu merge nestingherit printre rămășițele accidentului și verifică daunele mașinii sale. Imediat după accident, fostul ministru a fost fotografiat în timp ce mergea în spatele unui agent de poliție, care a intervenit la locul accidentului. Ipostaza diferă enorm de o scenă filmată doar câteva ore mai târziu. La spital, Daniel Chițoiu a fost adus pe o targă. Este domnul Chițoiu, cumva? Da, da. Dânsul? Martorii sunt convinși că fostul ministru ar fi vinovat de producerea accidentului. Cine a dat în depășire? Păi Audi, n-a intrat în nicio depășire, nu era nimic în față. A părăsit banda și a intrat pe cealaltă bandă. Dumneavoastră unde... Uite mașina, eram în spatele lui. A fost prima mașină. Păi, da, bineînțeles. Fiul femei rănite în accidentul de ieri din județul Argeș a vorbit cu mama sa aflată pe patul de spital. Bărbatul susține, la fel ca martorii de la locul tragediei, că fostul ministru ar fi cel care a intrat pe contrasens și a produs accidentul în care au murit două persoane, soț și soție. Poliția va ști totul cu siguranță, înțeleg că au declarații de martor și tot ce le mai trebuie. Ceva tot de genul ăsta. Că celălalt bărbat a intrat, nu? Da. Asta a spus și ea. Asta a spus și ea. Și astea vor fi și constatările poliției, sper. Liderul sindicaliștilor din poliție spune că poliția știe exact cum a avut loc accidentul, însă mai sunt necesare câteva expertize. Abia apoi va veni cu un anunț oficial despre ceea ce s-a petrecut acolo. Între timp, varianta oficială vine de la IPJ Argeș, care anunță că s-a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Aceeași mărie cu altă pălărie. În cazul de față, același Dan Tbilichi revine în conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța ca director adjunct. Pălăria diferită, spun surse, ar fi aceea de proaspăt membru PNL după ce ar fi dezertat din PSD. Între timp, Tbilichi ar fi vrut, dar fără succes, să creeze o majoritate favorabilă lui într-un alt consiliu de administrație. Așadar, fostul director general al CNAPMC, adică al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Dan Tbilichi, revine pe cai mari, pe funcția de director adjunct, funcție pe care și-a păstrat-o vacantă pe timpul mandatului de director general. Informația a fost confirmată pentru ziarul Dezvăluiri de actualul director general al CNAPMC, liberalul Costel Stancă. Cum de a reușit Tbilichi această renaștere din cenușă nu se știe, mai ales că el este membru PSD cu acte. Mai mult decât atât, el fusese destituit printr-o decizie a Curții de Apel Constanța din ianuarie 2019, pe motiv că numirea sa ca director general nu respectase procedurile legale. Ca urmare a deciziei, Tbilichi a fost scos și din Consiliul de Administrație. Acesta nu a stat cu mâinile în sân și în octombrie a încercat, însă fără succes, să cucerească majoritatea în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrarea Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați. Eșecul nu l-a demoralizat deloc, astfel că Tbilichi a revenit, în a treia zi de Crăciun, la Constanța, chiar la CNAPMC, și și-a luat în primire netulburat funcția de director adjunct. De ce netulburat? Pentru că, se pare, Tbilichi s-ar fi reorientat politic, de la PSD la PNL. Ca românul, imparțial.
Fostul președinte Traian Băsescu critică propunerea ministrului Justiției Cătălin Predoiu de desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Un memorandum în acest sens a fost aprobat de guvern în ședința de vineri. Într-o postare pe Facebook, Băsescu susține că Predoiu este la un pas să pună din nou judecătorii sub controlul DNA și îl acuză pe ministrul Justiției că nu interpretează corect recomandările Greco și ale Comisiei de la Veneția. Cătălin Predoiu este la un pas să pună din nou judecătorii sub controlul DNA și al altora. Nu spun SRI pentru că nu știu dacă Helvig vrea ce a vrut Maior. Ne întoarcem în epoca statului cu dosul pe dosare. Europarlamentarul PMP avertizează că, în cazul în care SIJ va fi desființată, în mod obligatoriu trebuie pusă în loc o altă structură de parchet general, independentă, care să fie o garanție de profesionalism și corectitudine în anchetarea magistraților, garantându-le acestora independența. Pentru a ține sub presiune și a șantaja judecătorii, procurorii DNA nu trebuie să facă mare lucru. Este suficient să lase dosarele în nelucrare, iar judecătorul să știe că acel dosar există sau, nimic mai simplu pentru un procuror DNA, să citeze o singură dată un judecător sau un procuror, după care să lase dosarul în nelucrare. Băsescu mai precizează că, în aceste condiții, spectacolele televizate din fața DNA ar putea fi reluate și îl atenționează pe Cătălin Predoiu că riscă să compromită definitiv justiția. Musafiri surpriză la poalele munților Buzăului. În timpul unei drumeții, unui turist i-au ieșit în cale pe potecă o ursoaică și puii ei. Turistul a profitat de moment și a filmat întâmplarea, care a ajuns ulterior pe rețelele de socializare și a primit numeroase aprecieri. În imagini se poate observa cum ursoaica împreună cu puii săi cobora dealul din pădure. Momentul a fost surprins de un turist care ieșise la o drumeție, mai ales că weekendul acesta a fost primul în care zăpada s-a așternut ceva mai mult în zona de munte. Astfel, bărbatul s-a oprit și a surprins imagini spectaculoase cu familia de urși care s-a aflat la distanță destul de mică de obiectivul camerei. Înregistrarea a fost făcută pe traseul turistic dinspre Chiliile către masivul Penteleu. Din fericire, întâlnirea din pădure dintre turist și familia de urși a fost lipsită de probleme. Asta în condițiile în care atacurile urșilor în zonele locuite s-au intensificat în ultimul timp. Aproape zilnic, la numărul de urgență 112, este semnalat un astfel de caz, iar autoritățile par rămase încremenite în proiecte și ordine care nu sunt puse în practică. Comercianții de petarde și artificii au intrat în vizorul poliției cu doar câteva zile înainte de petrecerea de Revelion. Polițiștii au verificat cine are autorizație și cine vinde materiale pirotehnice ilegal, materiale care de altfel pot fi foarte periculoase pentru utilizatori. Atât la Cluj-Napoca, dar și în Suceava, polițiștii au confiscat marfă de 10 de kilograme de articole pirotehnice diverse. Cu toate acestea, clienții s-au îngrămădit la tarabe, mai ales că numărul vânzătorilor de articole pirotehnice este mai mic decât în anii trecuți. Aici avem artificii din alea cu focuri care se țin în mână, aici sunt steluțe de trei feluri, mai mari, mai medii, mici, aici sunt petarde, sunt periculoase, dar sunt pentru cei mari. Cu doar câteva zile înainte de petrecerea dintre ani, comercianții din țară au început să pună la vânzare într-un colț de tarabă și bine cunoscutele petarde și artificii. Clienții nu au întârziat să apară. Ba, mai mult, în unele orașe din țară s-au format deja cozi. Am o platformă făcută specială din lemn, unde intră cutiile astea ca să nu se miște și le-a prins. În fiecare an așa am făcut și a fost în regulă. Ceva mai ușor, care le pot manevra. Materialele explozive sunt extrem de periculoase. Drept urmare, polițiștii și inspectorii ITM au făcut mai multe controle ca să-i găsească pe cei care încalcă legea. Și nu au fost puțini. La Cluj-Napoca, în urma controlelor, s-au constatat 3 infracțiuni și o contravenție și au fost confiscate peste 1660 de kilograme de articole pirotehnice care erau interzise comercializării. Verificări de amploare au fost și la Suceava. În numai câteva ore, polițiștii serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase Suceava au prins 2 comercianți care vindeau ilegal petarde și artificii în bazarul din oraș. Cei 2 s-au ales cu dosare penale și vor fi cercetați pentru comiterea infracțiunii de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept. Orice acțiune care contravine regimului materialelor explozive și al articolelor pirotehnice se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.
Iar mai nou, nu numai petardele explodează în România, ci și jucăriile. S-a întâmplat la Bârlad, unde un hoverboard a fost folosit numai o zi de copilul care îl primise de la Moș Crăciun. A doua zi, jucăria a început să scoată fum, astfel că a fost evacuată pe balcon. Acolo a și explodat după scurt timp. Și nu fără urmări, ușa de la balcon a fost avariată. Tatăl copilului consideră că s-ar fi putut întâmpla o adevărată tragedie și spune că va face plângere la Protecția Consumatorului. Doar o zi a funcționat hoverboardul primit de un copil de 10 ani din Bârlad, de Crăciun. Jucăria, deloc ieftină, fusese comandată online. Aceasta, în a doua zi de utilizare, a început să scoată fum, astfel că părinții copilului, grijulii, au evacuat-o pe balcon, acolo unde a și explodat, la scurt timp. Toată casa s-a umplut de fum, iar ușa de la balcon a fost avariată în urma exploziei. Tatăl este indignat de faptul că explozia se putea produce pe timpul cât fiul său s-ar fi plimbat pe jucăria bombă. El dorește să tragă astfel un semnal de alarmă și spune că va face plângere la Protecția Consumatorului. De altfel, nici nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Un caz parcă la Indigo s-a petrecut în luna mai, în București, de asemenea cu un copil care se plimba cu un hoverboard. Încet, dar sigur, iarna și-a intrat în drepturi. La Sibiu, a nins cu fulgi mari, în timp ce în munții Făgărași e pericol de avalanșe după ce stratul de zăpadă acumulat în ultimele 24 de ore măsoară aproape un metru. Locuitorii Sibiului s-au trezit cu un fenomen meteo neobișnuit. O ploaie de zăpadă. În imaginile surprinse de localnici se văd fulgi de neam mari cât un bob de mazăre. La contactul cu solul, aceștia s-au transformat în gheață, astfel că în doar 5 minute întreg orașul era de nerecunoscut. Meteorologii spun că fenomenul a apărut din cauza scăderii bruște a temperaturii. În munții Făgărașului însă a nins consistent, pentru că stratul de zăpadă a atins un metru și vântul bate în rafale de până la 55 de km pe oră, salvamontiștii argeșeni au avertizat turiștii că există risc de avalanșe de gradul 1 la altitudini sub 1800 de metri și de gradul 2 la cotele superioare. Meteorologii spun că... În direct, doamnelor și domnilor, și în urmă cu foarte puțin timp au fost declarații în legătură cu cazul pacientei care a fost arsă la Spitalul Floreasca de aici, din capitală. Simion Luisa Corina, medic primar medicină de urgență, a făcut aceste declarații. Le urmărim și noi chiar acum. Eu vorbesc atunci când îmi spuneți. Atunci să... Până în acest moment. Ce declarații aveți de făcut, doamna doctor? Cum se simte pacienta? Deci, această declarație pe care eu o citesc este o declarație din partea conducerii spitalului. În cursul dimineții de duminică, 22 decembrie, pacienta în cauză, care prezenta o patologie foarte complexă și gravă, a fost supusă unei reintervenții chirurgicale de urgență. Intervenție necesară pentru supraviețuirea pacientei și stabilizarea funcțiilor vitale. Intervenția chirurgicală a fost una complexă, iar în cursul acesteia s-a produs evenimentul nefericit, în urma căruia au rezultat arsuri tegumentare. Incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicală, intervenția chirurgicală fiind finalizată. În cursul aceleiași zile, incidentul a fost adus la cunoștința conducerii spitalului, care s-a deplasat în unitate și a demarat o cercetare administrativă pentru a identifica circumstanțele producerii accidentului. În acest sens, au fost solicitate și primele declarații ale personalului implicat în incident și au fost păstrate materialele care au legătură cu incidentul. Dacă în urma acestei cercetări administrative vor fi evidențiate fapte, aspecte cu alte conotații, vor fi sesizate organele în drept. De asemenea, în paralel, se efectuează o verificare și de către Ministerul Sănătății, spitalul nostru punând la dispoziție toate documentele obținute în cercetarea noastră administrativă. În momentul în care cercetarea noastră va fi finalizată, concluziile vor fi făcute public cunoscute. Numele dumneavoastră, doamna doctor? Simion Luisa Corina, medic primar, medicină de urgență. Mulțumim frumos! Toate cele bune, sănătate! Da, așadar, declarații făcute în urmă cu foarte puțin timp, doamnelor și domnilor, la Spitalul Floreasca. Colega mea, Alina Sorocean, este și acolo, urmărește subiectul și ni se alătură cu mai multe detalii. Alina!
Bun găsit, iată, sunt primele declarații filmate din partea Spitalului Floreasca. Este practic acel comunicat de presă pe care reprezentanții Spitalului Floreasca l-au transmis în urmă cu câteva zile, prin care înștiințează faptul că pe 22 decembrie femeia în vârstă de 66 de ani avea nevoie de o nouă intervenție chirurgicală. A fost supus acestei intervenții, doar că a apărut incidentul nefericit și spun reprezentanții Spitalului Floreasca faptul că femeia s-a ales cu arsuri tegumentale, asta în condițiile în care ea se află internată la secția de terapie intensivă cu arsuri pe o suprafață însemnată a corpului. În același timp menționează reprezentanții spitalului că s-au solicitat declarații de la personalul care se afla în sala de operație și s-au păstrat materialele care au legătură cu acest incident. Este o anchetă în desfășurare. Mircea Beuran, medicul chirurg despre care familia femeii spunea că coordona această operație, a făcut și el primele declarații, susținând că nu se afla în sala de operație în momentul intervenției, pleca de acasă spre Spitalul Floreasca și spune că mai avea 5-6 minute până la spital în momentul în care a fost sunat și a fost informat că au luat foc câmpurile operatorii care acopereau pacienta aflată pe masă. În același timp, ministrul Sănătății, Victor Rocosache, a precizat că abia vineri seara, adică abia la aproape o săptămână aflată despre incidentul de la Spitalul Floreasca, a cerut imediat un control aici pentru că există un pericol mare de mușamalizare, spune ministrul Sănătății, cel care în același timp menționează că este surprinzătoare atitudinea chirurgilor care refuză să coopereze cu echipa de control. Vă reamintesc că incidentul a avut loc pe 22 decembrie. În același timp, odată cu ancheta pe care ministrul Sănătății a dispus-o la Spitalul Floreasca, Colegiul Medicilor s-a autosesizat și a demarat o altă investigație. Alina, îți mulțumesc foarte mult. Noi mergem mai departe cu informații externe, doamnelor și domnilor. Au fost nevoiți să coboare sărind de la un etaj la altul pentru a scăpa de furia flăcărilor. Vorbim despre 8 adulți și 10 copii din Chicago care s-au salvat în ultimul moment. Incendiul s-a declanșat într-un apartament situat la etajul 2 al clădirii, de unde s-a extins cu repeziciune. Camerele de filmare au surprins momentul în care mai mulți adulți și copii care se aflau la etajul 3 au sărit în balconul de la etajul 2, după ce locuința în care se aflau s-a umplut de fum. Alți locatari ai clădirii s-au refugiat pe balconul de la etajul 1, de unde au fost preluați de pompieri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a determina cauzele incendiului. Doamnelor, domnilor, știrile dimineții se opresc aici. Rămâneți pe V1 TV și nu ratați la fix Toc V1 cu Irina Petrar.